Iorinda și Ioringelo. Iorinda și Ioringelo erau doi tineri care se iubeau și doreau să se căsătorească. Odată au pornit la plimbare în pădure, dar s-au rătăcit. Zărind în depărtare un castel, tânărul spuse: "Uite!" "Cuic, cuic!" auzi el răspunsul. S-a întors și în locul miresei lui văzu lângă el o privighetoare. Puțin mai sus zbura o bufniță. Bufnița trecu prin spatele unui copac și apăru sub forma unei bătrâne urâte și gârbovite. Ioringelo își dădu seama că este o vrăjitoare și se rugă de ea să-i dea înapoi pe iubita lui. A plâns, a implorat, dar fără niciun rezultat. Nu-i rămânea altceva de făcut decât să rămână pe lângă castel fără să-și piardă speranța însă. Într-una din nopți, dragi copii, în vis, îi apăru o zână care i-a arătat o floare roșie. În zori, Ioringelo a început să caute floarea și, ce să vedeți, găsi un trandafir între ale cărui petale străluceau picături de rouă. Era trandafirul dragostei, care avea puteri magice. Ioringelo își dădu seama că toate acestea erau sub puterea bătrânii. Cu ajutorul trandafirului, tânărul reuși să intre în castel și ajunse într-o cameră care era plină cu colivii. Ioringelo își dădu seama că toate erau fete transformate în păsări. Dar cum va găsi oare între atâtea păsări pe Iorinda lui? În timp ce o căuta, văzu cum vrăjitoarea încerca să scape din încăpere, ținând în mână o colivie. Ioringelo, dintr-o săritură, fu lângă ea. Aceasta căuta să scape. Tânărul o atinse pe vrăjitoare cu trandafirul și aceasta își pierdu puterile. Vraja s-a rupt, iar păsările s-au transformat toate înapoi în prea frumoase fete. La fel se întâmplă și cu Iorinda, care, bucuroasă, îl îmbrățișă pe Ioringelo al ei și, bineînțeles, se căsătoriră. Noapte bună, copii!